Nora Mesei, cu o podiță de lângă mormântul sfânt. Prin bazar. Undeva în stânga, în dreapta, e Patriarhia Ierusalimului. Încolo e... Poarta Iafo. Mergem. Merge. Da, все, понятно. Да, да. Suntem în cartierul armenesc. Poarta Sionului. Poarta Sionului. Fotografii. Cu foarte multe lume de gloanță s-au tras pereți în timpul războiului. Vandalar Fertica, Volter de Lem Engleze. O David. Ne obligăm pe toți să ne punem pe cap tichiuțe pe bărbați. Vă rog. Trebuie de Cum se cheamă asta? Ce? Adormirii mei și domnului. Aia. Așa, îți dau de sus de pe terasă. Aia, da. Aia. Da, dar de desubt era o casă de lemn în care era Maica Domnului. Și asta este Valea Iosafatului. Biserica lui Petre Galicanto. Petre Cocoșu. Acești beduini locuiesc, după cum vedeți, în pe cortul. Pânza aceea cu care acoperă cortul este făcută din lână. Aceasta permite aerului să circule, dar și țin de cal noaptea, dar nu permit apei să treacă pentru că este usuroasă. Am intrat pe fostul drum roman spre Marea Moartă, care este un drum foarte prăpăschios. Și gust. Stai cu mașina proprie. E un măgar putere, da. Domnul american.
tot să aveți odetul lung. Cât? Ia. Tot aveți odetul lung. Da? Da. Și mănăstirea Sfântul Gheorghe Iosefitu. Coborâm spre mănăstire, pe pantă destul de abruptă. Acolo să ajung, să vede. Am luat, nu știu unde, uite să... Haide, băi, lasă! Domnul! Sunt cisterne de apă. Da. Aveductul care este acum în funcțiune este ăsta. Asta, da. În Ierihon, orașul Ierihon se alimentează de la două surse de apă. Una este asta. Pârâul Horat și mai este un pârâu Sfântul Elisei, pe care o să vi-l arăt la noi la biserică, trece prin curtea noastră. Da, șobolan, de acolo, pe la pierdă, i-am văzut. Nu sunt șobolan, sunt un fel de... Pisici. Ca niște bursuci, așa. Ductul în care se vede cum curge apa. Aici fie... Peșterii din care locuiau călugării. Acolo mai trăiește un călugăr. Se duce mâncare la călugărul care locuiește acolo. Da, intrarea în peștera Sfântul Ilie. Deci un coșul care se hrănește un alt călugăr paramaic. Ne sus din balcon, vedere în prăpastie și în vale. Dar el deja a avut o lungă istorie până la acea vreme. În lumina săpăturilor arheologice din ultimele decenii s-a constatat că Ierihonul este una dintre cele mai vechi cetăți din lume, întemeiată probabil de cananeiți cu 7000 de ani înainte de Hristos. Drept data sosirii în Palestina, Ierihonul a fost atunci distrus complet după ce Iosua l-a înconjurat de 7 ori cu tot poporul lui Israel. Tribului lui Veniamin, în timpul perioadei judecătorilor, apare sub numele de cetatea Palmierilor. Cuvântul Ierihon înseamnă mireasmă, în traducerea veche ebraică. Se vede peștera Sfântului Ioan. Uitați-vă acolo unde sunt ruinele. Unde sunt ruinele acolo?
peșterile unde s-a rugat Sfânta Ana, a doua capitală a făcut din el somptuoasa lui reședință. Uitați acolo jos ruinele vechiului oraș Erihon. Jos în stânga, să văd jos acolo în stânga. A doua capitală după Ierusalim din cauza climei sale calde. Am intrat în orașul Erihon. O schie în față. Uitați banane. Domnul șofer vrea să vedem Erihonul așa cum arată. Ce foarte bine. Foarte bine. Mulțumim. Asta ar fi cam centru. Se spune că a stat Iisus 40 de zile. Tot asta este. Și unde se cunoaște urma genunchilor și a coatelor unde s-a rugat. Da. Sau mâinile, nu știu. Da. Fost astfel de 40 de zile în vestul Ierihonului, la distanță de 5 km, în una din peșterile muntelui Carantania, al cărui vârf de piatră cenușie se înalt. Acum se vede mai bine mănăstirea. Important loc din jurul Mării Moarte este Qumran, astăzi o ruină. Acesta a fost centrul esenienilor, o sectă iudaică ce a trăit în pustia Iudeea de la 150 înainte de Hristos până la 68 după Hristos, dedicându-se unei vieți curate, austere. Petreceau cea mai mare parte a timpului scriind suluri puse în oale de pământ, unde au fost păstrate peste veacul datorită climei uscate a deșertului. La Qumran. Asta este zona Qumranului. Este băturile arheologice. Săpăturile pentru a se găsi urmele esenienilor, secolul 1 cel puțin înaintea erei noastre. Peșteri se văd. Ca la Sinai, la noi. Transportul pe cablu până sub la peșteri, uitați, vedeți? Da, da. Uitați acolo jos. Vine un nene, parcă vine cu parașuta, vezi? La Marea Moartă. Da, da. Și pe mărul celălalt este Iordania. Înainte a plecat de la Marea Moartă. Ia Marea Moartă, dar bine spus. Pe tot Marea Roșinia, să-i spun. Mai trag așa câteva cadre. Marea Moartă trece prin deșertul iudeu. Marea Moartă are cam 81 de kilometri lungime, vreo 17 kilometri înălțime. Este a 310 metri sub nivelul mării. Fundul este cam 3-400 de metri. Nu are nicio urmă de viață. Cu vorei,
Sodomei, fiind legată de evenimentele din Biblie cu distrugerea celor două orașe, Sodoma și Gomora. Același peisaj arid pe care trece șoseaua. Cartierele în vârful dealului. Mergem acum în satul Betania, un sat aflat pe versantul estic al muntelui Măslinilor. În satul Betania, la mormântul Lazar. Aici este intrarea mormântului Lazar. Poarta lui Irod. Pentru operativitate, aș propune următoarea variantă. Coborâm bagajele când venim la masă, în hol, când nu ne lea nimeni. Mergem la masă și când plecăm de la masă, le plecăm cu bagaje cu tot. Aici spunea părintele când am trecut că era un baraj pentru a opri apele pluviometrice din timpul ploilor musonice ca rezervă de apă pentru Ierusalimul vechi.